Într-adevăr, la sfârșitul unui sezon destul de greu pentru echipa noastră, iată, am reușit să rămânem pe podium și sper ca la anul echipa Municipal Târgoviște să se bată din nou la titlul național. A fost un sezon destul de dificil, cu multe probleme, dar pe final ne-am concentrat, am strâns rândurile și iată, am reușit să obținem medalia de bronz, o medalie care, spun eu, anul acesta ne onorează. Atmosferă frumoasă pe tot parcursul sezonului, inclusiv astăzi. Exact. Târgoviștea, echipa de basket a Târgoviștei are o tradiție, ce trebuie respectată și iată, spectatorii noștri vin în număr din ce în ce mai mare la meciul echipei de basket. Sperăm ca și în sezonul viitor, așa cum am spus, echipa să existe, să avem un obiectiv mult mai îndrăzneț, să ne batem la campionat. Ca să lupte pentru titlul național în sezonul viitor, CSM trebuie să-și rezolve urgent problemele cu foștii antrenori sau jucătoare. Datoriile clubului însumează peste 100.000 de euro, iar soluțiile se lasă așteptate.